începe? Cu dat bună ziua! Bună ziua încă o dată pentru toți. Vă mulțumim foarte mult reprezentanților mass media pentru prezența în această sală, pentru interesul față de subiect care urmează să fie ridicat. Este un subiect destul de grav ca fenomen la general pentru țara noastră. Este vorba despre un caz tragic care a avut în acest weekend, care s-a soldat cu regret, cu decesul unui copil în vârstă de 1 an și 10 luni. Vorbim despre un omor intenționat, cu deosebită cruzime, săvârșit de către o așa numită bonă. Acest subiect este cel care urmează să fie discutat și sub aspectul a fenomenului social, ce ține de abordarea față de copii în țara noastră, ce ține de aportul administrației publice locale sau altor autorități responsabile. De aceea aș dori să aduc la cunoștință inițial echipa cu cine noi suntem aici, doamna procuror Tatiana Ignat Dicusar, este procuror în procuratura sectorului Cicoana, unde a avut loc această crimă ieșită din comun, și doamna Dragomirescu Alena, care este șefa secției minori al Inspectoratului General Poliției. Deci, pe scurt, să vă spun despre caz, că cum au derulat faptele, pe data de 30 octombrie, la orele 17:13, a pervenit un apel 112, precum că a avut loc dispariția unui copil în vârstă de 1 an și 10 luni. Apelul a pervenit din partea mamei, care nu știa cu certitudinea exact nici apartamentul de la care a fost dispărut acest copil. Imediat au fost alertate toate serviciile polițienești în vederea identificarea locului aflării și stabilirii tuturor circumstanțelor dispariției acestui copilaș. Fiind întreprinse măsuri inițiale investigativ-operative, măsuri speciale, a fost stabilit faptul că dispariția copilului a avut loc din alt apartament decât cel menționat de mama. Ulterior s-a constatat, precum că încă pe data de 27 aproximativ, acest copilaș a fost lăsat temporar a unei cunoștințe mamei în vârstă de 19 ani, fiindcă și mama. Mama fiind plecată la munca temporară, vorbim. Peste 2 zile au avut loc menționarea faptului că copilul este dispărut. Inițial, poliția a fost menționat faptul că, anunțat faptul că copilul este plecat, a fost preluat de către rudele mamei într-un raion din Republica Moldova. Această versiune a fost imediat verificată, au fost mai multe echipaje mobile formate, unul dintre care s-a deplasat nemijlocit în acest raion. S-au verificat rudele despre care a fost menționat inițial, s-a constatat cu certitudine că copilul nu a fost preluat de către aceste persoane. S-a lucrat în continuare în regim non-stop, fiind ridicate practic toate forțele polițienești pentru identificarea copilului. Ulterior, după ce s-a lucrat în baza acțiunilor de urmărire penală, inclusiv și măsurilor speciale de investigații, a fost constatat faptul că totuși a avut loc decesul copilului. Ca urmare a măsurilor a fost identificat și locul unde a fost aruncat corpul neînsuflețit acestui copil de 1 an și 10 luni. După ce au fost efectuate și alte măsuri, acțiuni de urmărire penală, s-a constatat precum că în realitate a avut loc un omor cu deosebită cruzime, săvârșit de către o bonă în vârstă de 19 ani. Se presupune că în comun cu concubinul său, care tot este un tânăr, care concubina în același apartament în sectorul Ciucana, municipiul Chișinău. Cu regret, noi am stabilit în cadrul investigațiilor inițiale
precum că situația de risc în care se află acest copil și, în genere, familia mamei era cunoscută de mai mult timp. În acest sens, poliția de mai multe ori a aplicat și măsurile de sancționare față de mamă, vorbim despre atragere la răspunderea contravențională în baza articolului 63 pentru needucare corespunzătoare. Au fost făcute mai multe sesizări față de autoritățile specializate în domeniu, dar cu regret noi am stabilit la ziua de ieri consecința foarte și foarte gravă și avem o tragedie adevărată. Asta pe scurt ceea ce am vrut să vă spun despre caz. Unica că vreau să vă spun că omorul a avut într-adevăr cu deosebită cruzime. Într-adevăr, a avut loc un omor care cred că deranjează pe fiecare cetățean. Doamna procuror mai menționează unele circumstanțe cazului, deoarece este nemijlocit procurorul din sector unde se efectuează la moment investigația. La 31 octombrie curent a fost pornită de către organul de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Ciocana o cauză penală în baza articolului 145 alineatul 2. La moment sunt efectuate un șir de acțiuni de urmărire penală și sunt întreprinse măsuri speciale de investigații. Totodată pe caz au fost stabiliți două persoane care au statut de bănuți, sunt și reținute. Ulterior, deja urmează să fie stabilite toate circumstanțele cazului, despre care o să fiți informați dumneavoastră și opinia publică pe parcurs. Totodată vreau să menționez și faptul că în cadrul investigațiilor care la moment sunt demarate, urmează a fi făcute inclusiv și investigațiile în privință la acțiunile sau inacțiunile după caz a organelor de resort care pentru a constata dacă această tragedie putea fi prevenită, dacă au fost respectate de către administrație, inclusiv și de către administrația publică locală a prevederii legii 140 cu privire la copilul aflat în risc și independența de circumstanțele identificate va fi dispusă și aici pornirea sau refuzul în pornirea urmăririi penale pe faptul neglijenței după caz. La fel vrem să menționăm că această problemă este una majoră, că noi, poliția mereu este sesizată despre dispariția unor copii, numai în perioada anului, în primele 9 luni al anului 2021, au fost înregistrate 628 de cazuri de dispariție a copiilor. Toți copiii au fost identificați. Cu regret, în 3 cazuri au avut loc cazuri cu decesul copilașilor. Un caz când a avut loc suicidul copilului, un caz care a fost mediatizat când copilul fiind fugar a fost identificat, decedat într-o mașină care s-a încuiat, care s-a auto-încuiat și copilul pe timp de vară nu putea să iasă din acest automobil și s-a sufocat. Și a treilea caz despre care noi discutăm la moment. Aici vreau să vă spun că este o obligațiune a fiecărui din membrii societății de a contribui la depășirea acestei probleme. Noi trebuie să ridicăm problema foarte clar, inclusiv și față de autoritățile specializate în domeniu. Recomandăm că fiecare caz de suspect sau de identificarea unui copil în stradă să fie imediat sesizat către organele poliției. Vorbim despre sunetul simplu pe numărul 112. Să manifestăm grija și stabilim comunicarea sănătoasă cu copiii noștri, cu fiecare copil.
să monitorizăm și supraveghem activitățile în care se implică copiii noștri. Și încă o dată vreau să repet, să nu ezităm, să ne sunăm, să apelăm la numărul național unic de urgență în cazul dispariției unui minor aflat în dificultate. Deoarece cu cât mai repede este sesizat organul de drept, poliția, despre dispariția copilului, cu atât mai urgentă va fi și reacționarea din partea noastră și cu atât mai puține șanse ca să ajungem într-o situație de tragedie sau de alte consecințe grave care pot fi admise față de copii. Despre acest caz noi am vrut să aducem la cunoștință. Încă o dată vreau să atrag atenție că practic în cazul dat s-a lucrat foarte intensiv, ca și în fiecare caz de dispariție a copilului sau de apariția copilului într-o situație de risc din partea poliției. Practic, în decurs de 24 de ore au fost verificate toate versiunile în cazul respectiv când a fost constatat inclusiv și faptul omorului, a fost identificat inclusiv și corpul neînsuflețit al copilului, inclusiv și au fost reținut și suspecții pe cazul, da, despre care deja menționat doamna procuror. În fiecare caz unde este implicat copilul, implicarea poliției este una prioritară, sunt alarmate absolut toate serviciile polițienești care există pentru a avea o atitudine imediată corespunzătoare și încă o dată solicităm la toată societatea, inclusiv și ajutorul în cazurile respective, în cazul în care apare problema de așa gen. La fel și reprezentanților mass media, sunteți puterea patra, noi chiar solicităm foarte respectuos mediatizarea acestui caz în modul potrivit, ca societatea să fie corect informată despre asemenea cazuri cu implicarea copiilor. Mulțumesc! Dacă aveți ceva întrebări, noi suntem gata să răspundem. Solicităm că întrebările să fie totuși pe subiectul despre care noi am ridicat și suntem deschiși pentru cooperare. Rog! Deci, ca urmare a examinării medico-legale, copilul a avut mai multe leziuni corporale. Cazul decesului preventiv este stabilit ca traumă craniocerebrală. Totodată, copilul a avut mai multe leziuni. Au fost lezate și organele interne. Copilul a fost lezat și țesuturile moi. Inclusiv și cu regret au avut loc și înțepături cu obiecte cum este furculița, vorbim despre mai multe înțepături în regiunea spatelui copilului, fapt care vorbește despre deosebită cruzime care a fost aplicată față de acest copil. Dacă se cunoaște, copilul era deja mort atunci când a fost scos de locuință, sau el a fost ucis la șanță de Din investigațiile preliminare se constată precum că copilul a fost totuși omorât în incinta acestui apartament, în sectorul Cicana, și deja corpul neînsuflețit a fost aruncat în pășie forestieră. Dar făptașii, în ce stare erau? Făptașii, la momentul reținerii acestora, nu se aflau în stare de ebrietate. Este dimensionat că suspecta are și antecedente penale anterior. La fel face parte ca și mama copilului din păturile social vulnerabile. Atât mama cât și suspecta are vârsta de 19 ani. Ce ține de sănătatea psihică urmează să fie dispusă inclusiv și expertiza medico-legală psihiatrică pentru a stabili absolut toate circumstanțele acestui caz. La moment, în primele 24 de ore, este prea matur de
anunțat absolut toate circumstanțele, nici nu există posibilitatea de a constata. Doar am vrut să aducem la cunoștința publicului că asemenea cazuri sunt cazuri prioritare atunci când este vorba de ilegalități săvârșite față de copii, sunt orientate absolut toate forțele polițienești pentru a salva copiii și pentru a scoate din situație de risc. Suspecții integral vina nu recunosc, dar din declarațiile care inițial sunt deja prezentate de către aceștia, arată la în cumul cu celelalte probe care au fost depistate la fața locului, inclusiv și unde a avut loc aruncarea corpului neinsuflețit al copilului, cercetarea la fața locului care a fost săvârșită în interiorul apartamentului, confirmă faptul că a avut loc omorul în circunstanțele în care noi v-am anunțat. Ați spus că până la mai avea întregimente penale. Pe ce fel de cazuri? Tânăra care este suspectă la momentul actual, anterior a fost condamnată pentru fapte de huliganism. Ele două erau cunoștințe, prieteni, au zis că o prespusă bună. De unde se cunoștea mama copilului cu acest femeie? Mama copilului, cum și v-am spus, are vârstă de 19 ani. Această așa numită bună tot avea vârstă de 19 ani. Se cunosc de mai mulți ani. Anterior cunoștințele le-au făcut prin intermediul rețelelor de socializare. Și s-au împrietenit. Au fost cazuri și anterior au fost cazuri când copilul a fost lăsat în grija acestei suspecte. Tatăl copilului, el unde este? Tatăl biologic al copilului nu este implicat în educația copilașului, nu a fost implicat în educația acestui copilaș. Dar mama concubina cu altă persoană care la momentul actual spășește pedeapsă în locurile de detenție pentru săvârșirea altor infracțiuni. Vă zice pe internet dată este din Istoreni, această familie era în Istoreni sau mama este din Chișinău? Bine, sunt niște detalii. Sunt niște detalii, cred că la momentul actual e prea matur de spus, deoarece sunt circumstanțele care încurmează examinate, inclusiv și din punct de vedere care v-am spus, rolul autorităților publice locale, autorităților specializate în protecția drepturilor copilului, în special vorbim despre legea 140 cu privire la copii aflați în situații de risc, legea privind moartea infantilă, ce ține de copii în vârstă de până la 5 ani, care a fost aportul acestor, de ce celelalte circumstanțe până când noi nu putem anunța publicul, pentru a nu prejudicea mersul urmăririi penale. Dacă tot îmi permiteți, este doamna Aliona Dragomirețcaia, șefa secției siguranță minori. Ați putea să ne spuneți dacă era la evidență familia, știați că locuiesc în Chișinău sau aveți o bază de date, o colaborare cu apeleu în legătură cu câți copii sunt în asemenea situație în capitală? Pentru în ultima perioadă cam a crescut numărul cazurilor cu infracțiuni cu implicarea minorilor. Avem chiar recent lângă Ministerul Afacerilor Interne unde 3 minori au ucis în bătaie un boschetar. Care sunt măsurile întreprinse? Ce faceți? Dacă ne ridicăm mai la deal, la Hotelul Național, în fiecare seară sunt copii pe acolo, minori, care vagabondează pe străzile Chișinău. Care sunt acțiunile întreprinse de dumneavoastră și secția pe care o conduceți? Bună ziua! Așa, bună ziua! Mulțumim pentru întrebare. Într-adevăr, aici Poliția Națională își focusează toată atenția spre prevenirea, în primul rând, a victimizării, dat fiind faptul că săvârșirea infracțiunii de către minori este depășită de cifră însăși implicării copilului în aspectul de victimizare. Și anume, dacă să ne referim în per ansamblu, după cum cazul dat a fost declanșat și însăși a fost sesizată dispariția copilului, noi anual examinăm în jur de 700-800 de cazuri de dispariția copiilor. Pe fiecare caz cu implicarea copiilor, noi aderăm la acel mecanism care este prestabilit
să ajute copilul, și aici este vorba de copil în situații de risc, legea 140, pe fiecare caz. Când este copil într-o situație de risc, aici sunt și acei copii, copiii străzii, în situație de stradă, poliția sesizează administrația publică locală, care este responsabilă de protecția dreptului copilului și stabilirea acelor mecanisme și pârghii de a scoate copilul din această situație. Atunci când copilul este afectat de o situație de risc cât privește, în privința acestuia s-a fost săvârșită o infracțiune, deja aici poliția se implică în dependență de circumstanțe și săvârșirea faptului care a avut loc. Deci să înțelegem că nu ați cunoscut despre faptul că copilul se află într-o situație de risc sau ați cunoscut și ați anunțat apeleul? Deci pe cazul dat de către poliția, de mai multe ori mama copilului a fost atras și la răspunderea contravențională, ceea ce am menționat deja pentru în baza articolului 63 cod contravențional în primul rând. În fiecare caz, organele abilitate au fost sesizate. Dacă să vorbim statistic, numai pe parcursul acestui an, 4591 de cazuri au fost întocmite și remise fișe de sesizare în adresa organelor abilitate în protecția copilului. Inclusiv și această familie, acest copil, începând încă din anul trecut, au fost sesizat de către poliția. De aceea și v-am spus că în mod obligatoriu, în cadrul investigației acestui caz de omor, va fi dată și aprecierea juridică acțiunilor sau inacțiunilor, după caz, cum am menționat, și reprezentanților acestor organe abilitate. Asemenea, cazuri există atunci când legea 140 nu este executată întocmai, și ca urmare noi vedem la care consecințe putem ajunge în situațiile în care nu sunt aplicate toate mecanismele necesare față de copii sau familii social vulnerabile. Mulțumesc. Este vorba de locuința luată în chirie. Nici nu aveau posibilitatea acest cuplu, vorbim concubini care la moment sunt ambii reținuți, să aibă, din punct de vedere material, da, financiar, să aibă un apartament, un locuință în municipiul Chișinău, sunt de origine din regiunile. Chiria a fost luată de două luni de zile de când locuiau în acest apartament. Celelalte circunstanțe deja urmează să fie constatate ulterior. În momentul în care acest copil a fost dus din casă către Șanț, cine l-a dus mai exact? Erau ambii împreună sau era doar tânăr? Acum deja discutăm despre unele circunstanțe care încă urmează a fi stabilite. De ce? Că noi avem depozițiile la ambii suspecți. Noi avem unele informații obținute pe calea polițienească și acum e prea matur încă dispus. Care a fost exact rolul din acești doi suspecți la săvârșirea acestui omor? Vă puteți spune ce pedeapsă riscă acești doi suspecți dacă vor fi găsiți vinovați? Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă o pedeapsă între 15-20 ani închisoare sau detenție pe viață. Aici este problema și de ce noi am vrut să scoatem la discuția mai largă această problematică, pentru ca să atenționăm fiecare cetățean, fiecare om, în cazul în care apare o primeză, precum că un copil se află într-o situație de risc, să fim imediat anunțați, să nu fim indiferenți față de alți copii, față de alte probleme care există sociale sau de alt gen care există la noi în societate și oamenii să fie mai receptivi. Dar în special atunci când sunt cazuri de implicare a copiilor, imediat să fim anunțați despre un potențial risc, pentru ca noi deja să putem reacționa
imediat în fiecare caz și pentru a preîntâmpina acele tragedii care s-au întâmplat în cazul respectiv. Noi, la momentul actual, lucrăm inclusiv și în direcția stabilirii care a fost aportul a cetățenilor, de ce nu cetățenii nu au intervenit la timp cu un sunet 112, cel puțin pentru poliție, în cazul în care au fost auzite aceste probleme care se petreceau în acest apartament. Dar, iarăși, noi vorbim despre un copil de vârstă de 1 an și 10 luni și chiar în cazul în care copilul plânge, noi întotdeauna fiecare percepe că există o situație de risc. Dar totodată, încă o dată, vreau să menționez și chiar foarte insistent să intervin cu solicitarea pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova să fie mai transparent, mai deschis în cazurile de acest gen. Mersi. Ieșirea de pijamă a fost a Bonnie. De aceea, știu este necesar de precizat unele momente în cadrul efectuării urmăririi penale și, cum am menționat, noi nu putem la moment să prezentăm absolut toate circumstanțele, deoarece sunt verificate mai multe versiuni în cadrul acestui caz, care a fost modus operandi de săvârșire a infracțiunilor, care a fost aportul fiecărui din acești suspecți în săvârșirea crimei excepțional de grave. Și pentru a nu pereclita mersul urmăririi penale, eu chiar vă rog foarte mult să ne obținem de a înainta întrebări în privința circumstanțelor amănunțite acestui caz. Dar ei sănătoși mental? V-am spus, deja am menționat și despre faptul că urmează să fie dispus în mod obligatoriu expertiza medico-legală psihiatrică pentru a stabili care este starea psihică acestor doi suspecți. Dacă nu sunt alte întrebări... Ultima întrebare. De unde avea domiciliul această mamă copilului? Avea un loc permanent de trai sau... Mama domicilia în mai multe localități. În două regiuni și în municipiul Chișinău, adică în perioadele scurte de timp. Și nu era angajat nicăieri? Nu era angajat oficial nicăieri. Și o întrebare nereferitoare la acest caz. Știm că s-a decis să modifice codul contravențional și anume articolul care prevede pedepse mai dure pentru cei care depășesc limita de viteză. Ne spuneți de ce au fost nevoie aceste modificări? Știm că din 2018 a fost propus, de ce se trăgânează atât de mult schimbarea acestui? Uitați-vă, formatul briefing-ul nu prevede aspectul altor întrebări, în genere întrebărilor, dar să răspund la această întrebare și vă rog frumos pentru celelalte întrebări care nu țin de acest subiect, vom organiza în viitorul apropiat altă conferință de presă. Dar ce ține de majorarea sancționărilor în cazul depășirii limitelor de viteze, în primul rând, este necesar pentru a responsabiliza mai mult conducătorii auto, deoarece este principala cauza accidentelor rutiere care duc la decesuri sau leziuni corporale grave a cetățenilor. Acest proiect la fel vine în ajutorul cetățeanului pentru a salva vieți omenești. Și pentru a ridica responsabilitatea cetățenilor, noi și intervenim cu acest proiect de lege. Suspecții sunt reținuți, nu a fost încă depus la moment demersul, urmează să decidă asupra înaintării demersului respectiv. Dar să dezim la direcția de poliție. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Și susținerea ca permanent... Departea mass-media, cele doare și vă zi frumoasă dorință.